Una, două. Ok, asta nu dă bine. Un prieten mi-a zis că de când mănâncă de la Mr. Crispy nu s-a mai atins de KFC, așa că astăzi am fost la Mr. Crispy în Crângaș și am luat niște aripioare, niște stripsuri și un burger. Nu, e sandwich de fapt, că e cu pui și nu e cu patty de vită slash porc, deci e sandwich. Și am fost la KFC și am luat aceleași lucruri, așa că astăzi vom face o comparație între aceste două restaurante. Eu am mai auzit de Mr. Crispy și un prieten mi-a zis că băi, e un fel de KFC, dar e o chestie autohtonă și vezi domne că e mai bun. Zic, bine mă, o să mă gândesc, poate fac clip, așa că haideți să scoatem de aici din interiorul acestor pungi tot ce conțin. Asta are vreo logică și până scot eu chestiile de aici, nu uitați să apăsați butonașul de like chiar acum sau o să fiu foarte trist și o să îmi scap astea pe jos și o să pice pe jos și o să trebuiască să merg iară până în Crângaș să mai cumpăr. Avem niște cartofi și avem și porțiile astea aici și gata, putem să scăpăm de pungă. O să punem Mr. Crispy-ul, uite aici. Și acum haideți să despachetăm și ce am luat de la KFC. Un bon, da, nu e ăla interesant. Și niște Fanta, deci asta nu e atât de interesantă. 200.000 de șervețele și mâncarea în sine care se află în altă pungă. Aici nu știu ce se întâmplă. Ce asta, frate meu? Da, vreți asta? Nu pot să vă dau, aș vrea să vă dau că nu știu ce Dumnezeu e și nu folosesc. Cartofiorii, avem aici un real burger, parcă nepicant, din câte mi-aduc eu aminte. Avem un pliculeț cu niște aripioare și un pliculeț cu niște stripsuri și mai sunt doi cartofi acolo așa, că era să mă bâlbâi, dar n-am făcut-o, mă rog, am făcut-o, dar m-am corectat repede și nu avem nevoie de ei pentru că sunt o idee ca mulți cartofi. Deci, vă zic de pe acum, toate chestiile astea de la Mr. Crispy m-au costat o idee mai mult, dar de la KFC am luat doar 3 stripuri și 3 aripioare fără cartofi, fără meniu, numai la burger am luat meniu ca să avem și o porție de cartofi. Acum sucurile nu cred că are rost să le comparăm, eu o Mirinda și niște suc, Fanta, cred, de la KFC, de la dozator, probabil, nu știu exact cum funcționează, dar sunt mor de foame, tricoul stă pe mine ca pe gard pentru că este efectiv S și este mult prea larg și microfonul ăsta are like 3 kg, dar înainte de a începe, haideți să vedem ce o să ne zică prăjiturica cu răvaș și să sperăm că nu ne înjură de mamă sau ceva. Bun, ești foarte puternic și te bucuri de o sănătate excelentă. Băi, ești nebun, de unde știe? Nu cred, băieții mei, efectiv a prezis adevărul această prăjiturică, așa că o să o mănânc în întregime. Bun, după clipul ăsta s-ar putea să nu mai fie foarte adevărat, dar hai să începem cu cartofii, oameni buni, pentru că avem cartofi de la Mr. Crispy și avem cartofi de la KFC. Haideți să vi arăt de la apropiere, imediat ce fac un pic de ordine pe aici. Ia uitați! Cam așa arată cartofii de la Mr. Crispy, vin în această punguliță drăguță și ăștia sunt cei de la KFC în asta de carton, care, sincer, nu știu, e mai mult waste în asta, că e mai gros cartonul, nu? Cantitatea pare să fie cam aceeași, așa că haideți să vedem. Deși prima dată cred că ar trebui să spălăm paleta, cum s-ar zice, că am mâncat prăjiturica aia și e o idee cam dulce. O idee cam dulce. Hop, băi, nu prea beau sucuri acidulate, dar dacă beau vreau să fie de portocale. Am dat niște cartofi pe jos. Haideți să vedem prima dată cartofii de la Mr. Crispy și după aia o să încercăm și pe cei de la KFC. Deși am mai mâncat de ea de 1000 de ori, dar e bine să ai comparația side by side, așa să îți dai seama repede. Nu sunt foarte lungi și sunt o idee mai groși decât ăia de la Mac 100%, dar o idee mai groși și decât cei de la KFC. Gustul e bun, de cartof, nu prea are gust de ulei și sunt puțin sărați. Deci e bine că ăștia sunt deja condimentați, că eu am mai luat cartofi de la fast food-uri și n-avea deloc sare, știi? Că ăștia nu se riscă, că vine unul, e prea multă sare, gura mea nu poate ceva atât de spicy. Sunt mai mult de 3 mg de sare în acești 300 de kilograme de cartofi, e mult prea spicy. Overall destul de buni. Acum, să fiu sincer, când am luat comanda am pus-o în spate, erau cartofii ăștia și am luat și eu unul și sunt buni. Sunt buni când sunt calzi și proaspeți. Hai să vedem cartofii de la KFC, dacă e vreo mare diferență. Ăștia de la KFC sunt categoric alt soi. Nu știu cum să explic diferența, dar parcă sunt mai pământii așa. Dar la modul real diferența nu e mare. Și la textură sunt cam la fel, deși pe ăștia de la Mr. Crispy am luat acum o oră și un pic și ăștia sunt din Băneasa și e mai aproape de casă și parcă ăștia de la Mr. Crispy sunt o idee mai sărați. Ăștia de la KFC când limonul nu prea simt sare, dar un gust ok. Aș putea să zic că e cât de cât egalitate aici, nu pot să zic că avem un mare învingător, că e foarte evident. E efectiv foarte aproape gustul și sincer cred că e după preferințe, deși dacă îi amestec pe toți și iau câte unul la întâmplare, nu cred că o să reușesc să-mi dau seama care e care. Bun, deci la cartofi situația e clară, e cât de cât egalitate. Acum hai să o vedem ce se ascunde în această cutie. Se ascunde mâncare, dar ce? Mai exact, mamă, și mi-au dat aici cartofi. Păi da, mă, de asta e o idee mai scump la Mr. Crispy. La Mr. Crispy am dat undeva pe la vreo 70 un pic de lei, la KFC 50 și ceva, dar asta pentru că aici am o grămadă de stripuri, deși ei le numesc altfel, dar nu mai știu exact cum o să pun pe ecran. De fapt am pus la începutul clipului. Deci aici avem 2, 3, 4, 5, 6. Deci avem 6 stripuri, bețișoare, ceva de genul le zice. Iar de la KFC desigur avem doar 3, că am luat puține, am zis bă câți bani să și bagi în clipurile astea, ești nebun. Deci haideți să vedem. Avem stripurile una, două. Mă, nu trebuiau să fie 3, mă? Opțiunile nu erau 3, 5, 8, sunt doar 2. Ok, asta nu dă bine, nu dă bine pentru KFC. Hai să începem cu stripurile de la Mr. Crispy. Asta desigur sunt totuși mai mici, adică dacă e să facem o comparație, două de-astea, e cât unul de-asta. Stați liniștiți, am curățat masa. Sunt nepicante, apropo, la fel sunt și stripurile. Am vrut să facem comparația cât mai egală, deși la modul serios, nu știu dacă m-au auzit foarte bine, că am cutia asta peste microfon. Băi, e un strip nepicant, gustul de pui e bun, iar gusta e ok, e sărățică, dar nu foarte și nu are cine știe ce condiment pe ea, asta e clar. Se simte că e condimentată, dar nefiind spicy, e așa mai mild, cum ar zice englezul. Mă rog, englezul ar zice Oi, mate, it's Tuesday, ain't it? Așa ar zice englezul, credeți-mă. Hai să vedem stripurile de la KFC. Astea parcă par o idee mai condimentate. O idee, parcă. Orică în carne au băgat ceva soluții de salină sau ceva. Deci astea par mai condimentate. Și o idee mai sărate. Hai să mai luăm unul de la Mr. Crispy. La crispiuri, nu știu. Cele de la KFC par să fie un pic mai suculente, dar au fost și luate mai recent, când întâi m-am dus în Crângaș și apoi în Băneasa. Deci cred că cele de la KFC au un avantaj incorect, nemeritat, cred că ăla e cuvântul. Deci pe total aș zice că și aici sunt foarte aproape, dar cele de la KFC aș zice că par o idee mai sărate. Nu condimentate neapărat, pentru că până la urmă astea nepicante, la modul real n-au ceva condiment pe ele, e doar sărat. Acum, eu trebuia să primesc 3, nu-i așa? Sper că am dreptate, pentru că știu că numărul de aripioare este la fel cu cel de stripsuri și ia uite, aripioarele sunt 3. Deci m-au schemuit, vă zic. Băi, iarăși e foarte, foarte aproape. Aș zice că le prefer pe cele de la KFC doar pentru că sunt mai sărate, că mie îmi place așa mai sărat, mai, știi, să îmi lase gura apă de sare. După aia, după ce am terminat de mâncat, să beau vreo 3 litri de apă, ești nebun. Dar astea chiar sunt foarte ok. Mă rog, aici nu știu ce s-a întâmplat, că asta e foarte lung, foarte subțire și la modul real e doar crustă asta prăjită. Dar nu sunt rele, deci e chiar foarte ok și asta. Dacă e să fiu sincer, la nivelul de breading, cel puțin luăm unul la întâmplare. Aici pare să fie cât de cât mai egală crusta, pe cealaltă parte cât de cât la fel, dar dacă e să facem comparație cu alt strip de la Mr. Crispy, cel de la Mr. Crispy are mult mai multă crustă. Deci aș zice că la câtă crustă crocantă are, Mr. Crispy câștigă și totuși KFC-ul are un gust, o idee mai sărat care mie pot să zic că îmi place mai mult. O să le punem pe toate aici. Deci e greu, iară de zis, că sunt avantaje și dezavantaje, jur. Ok, nu mă pricep la asta, de asta nu o să am niciun viitor în industria fast food, din păcate. Bun, până acum e foarte egal totul. Dar stați liniștiți că avem și sandvișuri și avem și aripioare și vedem diferența la final. Mai bine îmi luam apă minerală, frate meu, dar nu te lasă! îți iei și îți zice vrei cola, Fanta, Sprite sau Fanta. Nu, wait, 7up. Nu, ai o altă opțiune. Bro, vreau apă, aveți apă, mi se pare ireal că nu-ți oferă opțiune de apă. Haideți să vedem aripioarele de la Mr. Crispy și să vedem și... Mamă, ok. Și aripioarele, că mamă, sunt multe aici, mă, ești nebun. Și aripioarele de la KFC. O să facem ceva de genul ăsta, de ce să vă mint că până la urmă cred că se vede. Deci avem 3 aripioare versus 6 de la Mr. Crispy. De la Mr. Crispy, desigur, primim cartofi. E mai ieftin să iei 3 aripioare de la KFC, dar sunt doar 3, iar aici sunt 6. La felul în care arată, aș putea să zic că sunt cât de cât destul de apropiate. Crusta pare să fie cam la fel, o mare diferență nu e, chiar deloc, ești nebun. Haideți să luăm un tip de ăsta, de aripioară, cu două oase, că ăsta e cel mai bun. Deci asta e cea mai bună parte din aripioară. Asta care arată copănel, nașpa. Aia de la capăt, ce e aia, frate meu, că nici nu ai carne pe ea. Asta de la mijloc e cea mai bună și hai să vedem. Prima dată o să încercăm această bucată de aripioară de la Mr. Crispy. E picantă. Și la fel sunt și cele de la KFC. Asta, da, frate meu. Cred că trebuie să le iei picante. Picante sunt mai bune. Asta e clar. Și nu sunt atât de picante. Adică, dacă nu mănânci, uite, de obicei nici măcar nu e atât de mare chestie. Puiul are un gust bun și crusta iarăși e picantă, sărată, chiar mai sărată și mai condimentată decât stripurile. Bă, nu știu de voi, dar eu sunt învățat să curăț tot până la os, ești nebun. Cartilajul ăla dintre oase eu și pe ăla îl mănânc. Zic unii, e dezgustător, frate meu. Când eram eu mic, făcea bunica ciorbă și efectiv nu ajungea carnea pentru toată lumea. Normal că mă ciuguleam de pe oasele la tot. Foarte bună aripioara de la Mr. Crispy. Hai să vedem aripioara de la KFC. Asta nu e atât de bună. Se simte cum condimentul nu e atât de picant și nu e atât de sărat. E mai slabă în termen de gust. Aripioara de la KFC. Și asta am văzut imediat, pentru că am trecut de la o aripioară mai sărată, mai picantă ca lumea, la una care nu e atât de picantă și evidența a fost clară. Diferența a fost clară. Frate meu, bine că nu trebuie să mai dau bac o dată, de ce să o mint? Bă, da, nu, n-am cum să fac aici comparație. Astea de la Mr. Crispy sunt mai bune. Dacă la stripuri am putut să zic, da, KFC-ul parcă e mai ok, că e un pic mai sărat, da, ai mai mult breading la Mr. Crispy. Aici câștigătorul e clar. Câștigătorul este clar, oameni buni. Aripioarele de la Mr. Crispy mai picante, mai sărate și carnea de la interior chiar are un gust bun. Că am luat și o bucățică de carne fără crustă. Bă, oamenii își fac treaba, e nebun. Chiar foarte ok. Nu o să mai mănânc restul. Mănânc după clip, dar la modul real. De acum trebuie să mănânc mai mult, știi? Că încerc să iau în greutate vreo 4 luni, să cresc și în forță. Și am mâncat 2-3 aripioare, 2 stripuri și un pic de cartofi și deja mă simt plin. Doamne, iartă-mă. Da, domnule. Ei bine, verdictul e clar. O să lăsăm aripioarele deoparte. O să luăm un pic de ce e asta, Fanta. Mă, ce au făcut ăștia la sucurile astea, dau un gust atât de bun după ce mănânci. Deci dacă ai mâncat ceva sărat, s-a terminat. Sucurile sunt absolut geniale. Dacă le bei așa pur și simplu de la frigider, da, sunt ok. Bă, dar după ce ai mâncat ceva sărat, oamne, mană cerească, ești nebun. Hai să vedem. De la KFC am luat un real burger nepicant, din câte îmi aduc eu aminte. Și nu am pe aici bonul, că l-am aruncat pe jos, ca să verific. Da, mamă, mare bucată de ceapă, ești nebun? A căzut din el. Și a picat și ceva sos galben. Se vede aici, cred că reușiți să vedeți. Îmi curg ochelarii de pe nas. E muștar? Oh, da, ok, e muștar. E muștar și ceapă. Bă, nu, cred că trebuie să lăsăm aici sandwich-ul, că n-am unde să-l pun așa pe masă, că... Na. Și hai să vedem ce am luat de la Mr. Crispy. Deci de la Mr. Crispy am luat un burger care... Mamă, e băgat direct în încă o hârtie care e așa cauciucată, nu știu cum să vă explic. Ok, bun, nu arată rău, ești nebun. Deci, haideți să vă arăt prima dată cum arată acest burger de la Mr. Crispy. Chestia e că, vezi, doamne, acest burger are un sos de Jack Daniels. Cică. Și burgerul de la KFC, mă rog, sandwich-ul cu pui de la KFC, care dintr-un motiv sau altul are două bucăți separate de pui. Și ce mai are aici? Are niște salată, o brânză care s-a topit puțin, are niște castraveți și niște muștar. Pentru o secundă a trebuit să mă gândesc ce se făcea, mă, la tecuci, right, muștarul. Da. Mă rog, de ce îi zice muștar de tecuci? Chiar e făcut în tecuci, că gen vinde Olimpia muștar de tecuci și alte chestii și like, no way că aveți voi fabrică în tecuci. Ok, miroase bine acest sandwich și avem patty-ul ăsta, avem un pic de brânză, jos are niște roșii, niște salată pe deasupra și cred că acest patty totuși, nu știu, nu e o bucată așa de carne, că e prea rotundă, e posibil să fie mai cu carne tocată sau cumva făcut, că e prea rotund și prea circular. Hai să vedem ce gust are prima dată acest sandwich de la Mr. Crispy. Foarte multă pâine. N-am mai mâncat sandvișuri de-astea de mult. Pare enorm de multă pâine, e nebun. Ok. Are ceva sos roșu la interior, care eu cred că este ca un fel de ketchup. Da, un fel de ketchup. Personal nu-mi place ketchup-ul. Da, ai niște pui în crustă și da, este de la mai tocat, se vede, dacă sunteți atenți. Hai să încercăm și sandwich-ul ăsta de la KFC, care voia să-și pună capăt. Dacă e să fiu sincer, sunt mai mișto bucățile astea de carne de la KFC, că sunt mari așa, frate, și muși din ei și vezi fâșiile de carne, sunt murdari pe gură, nu-i așa? Brânzica, hai că am vorbit, brânzica e ok. Niște castraveți care, dintr-un motiv sau altul, nu sunt de ea murați. Sunt castraveți proaspeți, într-un sandwich cu pui și castraveții sunt lângă muștar. Nu știu ce să zic. Dar carnea e ok. Pâinea de pe burger, ca de obicei, nu mă dă pe spate. Sincer, ar trebui să fac ăștia burgeri fără pâine. Dar să-ți dea gen o bucată de salată, restul de burger, încă o bucată de salată de desubt și gata, la revedere, ăla să fie, ești nebun. Eu de-aia aș cumpăra. Fără pâine, frate meu. Ok, aici e ciudat. Chiar e ciudat și e greu. Îmi place tot asta, că nu mai pot vorbi cu gura plină. Bă, iară e greu de zis că, în primul rând, eu parcă nu prea mă mai dau în vânt după sistemul ăsta cu pâine, carne și alte chestii și iară pâine. Nu știu, parcă mai bine mi-iau stripuri, aripioare și cam atât, știi? Dar dacă e să facem o comparație și mi-ar sta și mie tricoul ăsta fără să tirar să fie, să arate de parcă stă pe gard, aș spune că amândouă îmi displac la fel de mult. Mi-e greu să aleg unul care îmi place mai tare, pentru că efectiv parcă nu-mi place în mod special niciunul. Dar nu prea îmi place că ăsta are ketchup. Acum nu știu exact dacă corelează între ele, am luat și eu ce părea sandwich cu pui de la Mr. Crispy și ce părea sandwich cu pui de la KFC. Acum de la KFC ai mai multe variante, poți să-ți iei un booster, poți să-ți iei dublu booster, poți să-ți iei real sandwich, nu știu ce, real burger, real ceva sau ăla de la Burger King. Ideea e că da, la ăsta nu-mi place ketchup-ul și carnea e destul de subțirică în interior. Are crusta reală, dar e fain că e rotundă, dar nu e fain că e subțire și că e mai tocată așa. La ăsta sunt două bucăți de pui și s-ar putea să-ți sară din sandwich una la un moment dat. Ceapa asta nu știu că nu e rondele și nu e nici fâșie de aia subțire așa, e mare și groasă și tăiată ciudat, dar a sărit din interiorul sandwichului oricum. Nu-mi plac castraveții, că nu sunt murați, sunt doar niște castraveți acolo care parcă nu dau niciun gust, dacă îi pus lângă muștar s-a terminat. În același timp parcă pâinea pare să își mențină integritatea mai ușor la ăsta de la KFC, dar pâinea de la Mr. Crispy e așa mai moale, se cojește așa, dar aici s-ar putea să fie și diferența de timp de aproape o oră între achiziționarea lor, dar poate nu. Dacă ar fi să aleg ceva ce, să zicem, obligat ar trebui neapărat să mănânc, aș alege, să zicem, ăsta de la KFC, dar asta doar pentru că are bucățile astea mari de pui și poți să rupi din ele, frate mișu, să vezi puiul de la interior. Vezi că edita mai ce asta, pulpă superioară, cred. Nu pare să fie piept și ăsta ar fi mai ok, în opinia mea, dacă n-ar avea sosul ăla care e ca un fel de ketchup, care probabil e ceva cu Jack Daniels, dar cred că nu. Nu știu exact, că nu simt de parcă m-a luat alcoolul, ca atunci la stres. Ideea este că, foarte greu, avem o situație de egalitate, încă una de egalitate, un câștigător clar la aripioare, iar la burgeri, iarăși așa gen, dar aș merge mai mult spre KFC, așa că per total n-avem niciun câștigător, ești nebun, e efectiv egalitate. Posibil la Mr. Crispy să primești un pic mai mult value pentru că sunt o chestie mai nouă pe piață și trebuie să-și câștige clientela, dar dacă le-ați încercat pe amândouă, să înscrieți în secțiunea de comentarii ce preferați, iar noi o să ne revedem pe data viitoare. Bă, am văzut că la, cum se numesc ăștia? KFC, exact, mama, asta e toată brânza din sandwich. De la KFC poți să iei mai nou o grămadă de chestii din plante și desigur sunt probabil niște mizerii ordinare, dar m-am gândit să mă duc să le cumpăr să vedem cum sunt. Credeți că e o idee bună de clip? Să-mi scrieți în secțiunea de comentarii și asta, sau dacă mai aveți alte idei pentru mine, le scrieți tot acolo și promit că vă dau un mulțumesc, ești nebun. Mai mult, dacă vă dau, deja fac clipurile astea în pierdere.